spune, domnișine, cum vă tund? Așa. Păi n-am cum, domn președinte, că ai tu soare de femeie. Asta numești tu femeie, bă? Dacă vreți, pot să vă iau un pic așa, pe la spate. O iei pe măta pe la spate, da? Păi și eu ce tunsoare să vă fac, domn președinte? Schengen. Cât mai Schengen. Oh! Ce prost ești, te-ai speriat! Ok, cum văd-o? Vreau o tunsoare incredibilă, imposibilă, inimaginabilă, pe care să realizez-o cu puterea minții. Păi eu n-am puterea minții. Păi știu, mă, că mai am puterea minții. Oh! Nu știu, mă, unde mă știu așa, o tunsoare de magician. Adică? Adică pierdut. Oh! Da. Uop! Doar Gloga. Aranjează. E perfect, gata, mersi. Ok, cât face? Păi nici nu v-am tuns. Tu ai un păr frumos, dar eu nu. Așa că tu iartă-mă. Bun, deci cum să vă fac? Vreau o frizură ceva care să-mi stea mișto. O schimbare de look, perfect, haideți. Zilele de luni și până joi tot umblam cu aceeași pleată. Acum tu mă tunzi pe mine să pot să agăți și eu o fată. Bună ziua! Bună ziua! Aveți programare? Nu am! Păi pare rău, atunci nu vă putem tunde dacă nu aveți programare. Nu puteți, am înțeles. Și doriu și te relaxezi cu fiecare mușchi, fiecare fibră, fiecare celulă din corpul tău. După ce voi număra de la 1 la 3, te vei trezi și mă vei tunde fără programare. 1, 2 și 3. Haideți pe scaun. Haideți că avem un loc. Cât este tunsul? E 50 de lei. 50 de lei? Da. Am înțeles. Și doriu și te relaxezi. Bună ziua! Pentru ce să știu? Intru în frizerie, las 1.000.000 spangă! Ok, deci cum vă tot, domnul Becali? Nu vorbiți cu mine? Păi nu vorbesc cu oricine! Nu mă bag în seamă cu oricine! Pe cine mă sunt eu să vorbesc cu frizerul meu? Tunde! Păi ăștia pentru ce-s? Parchez mașina în capul meu, ți-ar fac 2 milioane și pangă! Tunde! Ei, vă place? Poate-mi place și mie freza mea cu tare, dar nu așa cu părul ăsta pe gât. Păi sunt Giovanni, șmecherul, mafiotul, cum să n-am prestanța mea când îmi fac părul cu gel sau cu un fixativ de la raf, drept, cum dracu zice, taft! Curăță-mă! Gata, domn Becali, avea ceva timp de când nu v-a stuns, a? Păi mafiotul de azi se tunde când nu știe nimeni și-și face freza cum nu știe nimeni. De-aia îi se zice mafiotul. Da, așa e, 50 de lei. Domn frizer, ai grijă rău ca să nu mă tunzi mecanic. O să te bat la popol de n-arăt în stil balcanic. Vă rog să vă dați șapca jos. Am șeful? Da. Nu pot să las șapca așa? S-o las așa? Mi se pare că stă bine în pana mea. Păi și atunci vreau doar șuvițele astea? Alea. Ok. Aici, pe coclau, pe coclau. Unul este Dumnezeu. Ia zi, Nergi, cum te fac? Păi și tu vrei să mă faci, mă? Păi m-a făcut pe mine dăstuit țara asta. Cum te tun? Cu credință în Dumnezeu și Hristos și Duhul Sfânt. Bun. O să vă dau puțin apă mai întâi să... E sfințită? Nu. Păi mă, tată, mă, pe mine mă dai cu lucrătura diavolului. Mă dai cu niște gheaz, mă dai cum mă dai frumos, cu tămâie. Păi stai, mă, tată, mă, ce faci, mă? Vă tund.
Păi cum încep totul în soare, frizerule care ești tu frizer? Cu mașina. Ce să faci? Nu mă, tată, mă, mai întâi faci o cruce să ne ajute Dumnezeu să iasă freza ca lumea, da? Hai! Numele Tatălui și-a creat să ajute Dumnezeu, Doamne, să fie Dumnezeu. Hai! Gata, Nea Gigi, vă place? Băi, îmi place de mor, mai înțeles? E foarte frumos, zici, băi, elegant, tineresc, așa. Cum te cheamă pe tine? Rusu. Rusu, din Vară la Steaua. Mă-ntorc cu garda de pierdă-mi sunt-o-l băieță șmecheri. Europa-mi prins-o până la masă. Zeci de milioane aduc acasă. Mă-ntorc cu garda de fier, se-ntorc băieții șmecheri. Bună ziua, agent Chirtoacă Marius, actele la control, vă rog. Îți dau permisul de șofer, șofer, și asigurarea ți-o ofer, ofer. Ce transportați? Zeci de milioane aduc acasă. Dar ce faceți cu atâția bani la dumneavoastră? Mi-e atât de bine, șalai-la-la, că am bani la mine, șalai-la-la. Văd că aveți numere străine, de unde veniți? Vin cu șmecherii, vin din Spania. Domnul DJ Sebi, aveți asigurare expirată. În Spania tot așa ați circulat, fără asigurare? Din Madrid și până la Valencia, Valencia. E, în România nu merge șmecheria asta. Oare, oare, de unde vine șmecheria? Vine, vine de la noi, din România. Ați mai circulat și în alte țări fără asigurare? Am făcut prapăt, doamne, Italia. Ei, iată că în România nu v-a mers, da? O să primiți o amendă la fel de scumpă ca mers anul ăsta. Sunt șofer pe Mercedes, a, de la, de la, de la, de la, de la, de la. Amenda nu vă o plătesc, a, de la, de la, de la, de la, de la, de la. E problema dumneavoastră, asta e. O să sun garda de fier, de fier, să-ți arăt că sunt șmecher, șmecher. Puteți să sunați și la porțile de fier, da? Legea-i lege, m-am săturat de voi ăștia care mergeți în străinătate, respectați legile acolo, vă lăudați că aveți bani, vă luați mașini scumpe și veniți aici să vă dați superiori, ok? Dacă acolo puteți să respectați legile, puteți să o faceți și aici. Aveți mașină scumpă, aveți bani, plătiți amenda. Mașina nu-i cumpărată, zeci de milioane dau la rată. Păi șmeniar, avem ore de la 7, nu? Da. Și m-am săturat de școala asta, să-mi bag picioarele. Bă, eu mâine nu vin. Eu mâine sunt bolnav. Cum să fii bolnav dacă te văd acum? Super sănătos acum în față. Uite așa, mâine am rinofaringită acută. Iar bași, băi, scutiri, n-ai zis că te lași? M-a lăsat, mă, dar nu pot să mă trezesc de la 7, ce vrei, nu pot. Plus că am un tovarăș care are un unchi, care are un văr, care poate să e doctor de ăsta. Și poate să-mi facă la rost de niște boli, de niște marfă ca lumea. Ia zi, vrei să-ți fac rost de ceva ca lumea? Că pot să-ți fac rost de ceva ca lumea. Te văd de aici, că nu bag eu din astea, lasă-mă în pace. Bă, prostule, nici nu știi ce senzație mișto e, serios. Adică ți-o dă blană, ți-o dă pe chill, dor până la 10. Știi cum e să dor până la 10? Habar n-ai cum e să dor până la 10. După FIFA, Counter, tot ce trebuie. Păi și cât te ține? Păi te ține, depinde de cât ai și cât vrei. Dacă ai bani mai puțin și vrei să ți-o dea așa pe o oră, o zi, bai și tu o laringită acută, ceva de genul. Și aia te ține așa, cât e măta la serviciu. Și nici nu bate la ochi așa, că na, diriginta nu se prinde într-o zi dacă lipsești. Dacă vrei să ți-o dea așa mai gros, bagi o săptămână, bagi-o de aia, o rujeolă. Tu o săptămână ești zeu, n-ai nicio treabă. Dar după nu mai bagi nimic, o perioadă, că s-ar putea să ți-o dea grav. Băi, lasă-mă, hai că mâine trec pe la tine, te sun când ajung în fața blocului, da? Bă, nu, să nu te pună dracu să mă sun la 6:30, că mi-o dă pe panică. Dacă am zis că nu vin, nu vin. Mâine am encefalită. Păi n-ai zis, bă, că ai rinofaringită? A, da, encefalita în joia viitoare, dreptate. Hai, bă, bine, hai, ne auzim. Ce dracu faci, mă, iar dormi, o viață ai și pe aia ți-o dormi. Aude-ți de la 7 aici, frate. Tu ce cauți? Zicei că nu viază la școală. Vezi că avem test la fizică peste oră. Nu, mă, că nu stau, mă, plec. Am venit să te văd, mă, plictisisem acasă și am zis, hai să vin pe la școală să te salut, să văd ce faci. Bă, nu mai veni, mă, uite, mă, te-ai făcut palid tare de tot. Nu mai sta atâta la școală, dracu, mai chiulește și tu, că e păcat de tine, ești băiat tânăr.
Ce dracu? George, George, mi-ai adus mie ce mi-ai promis? Da, 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 hai că te rezolv imediat, hai că vin și da, mă, băi, ești băiat tânăr, e păcat, ce dracu stai atât la școală? Mai bagă și tu niște scutiri, mai bagă una alta. Hai că mă duc, am de făcut niște oameni fericiți, mai înțeles? Dacă te răzgândești, sună-mă, da? Unde ești viața mea? Bă, vreau și o scutire pentru mâine. Băi, băi, ai greșit numărul, băiatul meu. Zi-mă, îmi faci mie rost de o scutire, că nu vreau să vin la mate. Taci din gură, mai codează-le și tu, mai zi o marihuana, o heroină, o altceva. Trec eu mâine pe la școală și ți-aduc ce ai nevoie. Ai grijă că mâine avem bio cu directorul, vezi, să nu dai nas în nas cu el, că te-a mirosit că umbli cu absenței interzise. N-ai, mă, treabă. Zi mai bine ce marfă ți-aduc, de-aia pe termen lung sau pe termen scurt, ha? Păi, pauză, nu fi pauză, s-o fi sunat, dar la cât dracu s-o sună, la fără 10 sau la fix? Sau de nimic? Intru, mă, bat picioare. O, domnul Tănase, intrați, intrați! Ai să-mi bag! Iar bași, băi, scutir, n-ai zis că te-ai lăsat? Acum am un tovarăș care are un unchi, care are un văr, care poate să e doctor de ăsta și poate să-mi facă la rost de niște boli, de niște marfă ca lumea. Ia zi, vrei să-ți fac rost de ceva ca lumea? Bă, vreau și eu o scutire pentru mine. Trec eu mâine pe la școală și ți-aduc ce ai nevoie. Ai grijă că mâine avem bio cu directorul, vezi, să nu dai nas în nas cu el, că te-a mirosit că umbli cu absenței interzise. O, domnul Tănase, intrați, intrați! Ai să iertați-mă că am întârziat. E, nu face nimic. N-ai întârziat mult. Cam de vreo 3 luni n-ai venit la biologie. Am avut de rezolvat niște probleme acasă și... De ce n-ai zis, mă, așa? Deci noi avem o grămadă de probleme la școală. Te chemam să rezolvi și nouă problemele. Da, dacă știam, veneam și vă ajutam, dar dacă n-ați zis nimic... Da, mă, m-am luat și eu cu altele și am uitat să te nu să mai vii pe la școală. Dar fii atent cum facem. Mă ajuți acum cu ceva? Da, normal. Cu ce? Eu trebuie să-ți închei media. Și pentru asta mai ai nevoie de o notă. Ce zici, îmi răspunzi și mie la 2-3 întrebări, eu spun o notă în catalog și ne mai vedem când nu mai ai tu probleme acasă. Păi da, dar acum sunt bolnav. Perfect. Ce boală ai? Am insuficiență hepatică. Ce organ o produce? Urechea? Greșit. Ficatul. Nota 2. Și cu 4 dinainte, exact 6. Deci, dacă încheiem situația, iese media... Aritmetică! Exact, media 3. Ești corijent, bă, băiatule, ne vedem în toamnă. Haideți, domn profesor, nu pot să vin în toamnă, serios. De ce? Că am scutire. Atunci ne vedem la anul, voi băiatule, în clasa 11. Haideți, domn profesor. Numeri nicări. Haideți, domn profesor, vă rog eu frumos, domn profesor. Ce-ai, mă? Bă, nu mai pot de la atâta școală, nu mai pot. A început să mă ia cu călduri, deci nu mai pot, îmi vine să leșin. E bea pauză nici de început ora. Știu, mă, știu, dar am intrat în fibrilații de scutire. Mă enervează că n-am nicio scutire la mine care să mă salveze. Nu mai pot, n-am mai stat în bancă de la începutul anului. Bă, nu mai chiuli, că te lasă și asta de fizică și ar fi a treia. Știi ce se întâmplă la 3 corigențe? Ce? Intră specială, prostule. Te lasă repetent. Lasă-mă asta, mă, bă, vreau o scutire neapărat, să moară mama, că mă ia. Am găsit ceva. Ia uite-o, mă, mâncați așa. Ia uite gura mea de aer. Uite stropul meu de apă în deșert. Pupaie și gura. Ia da să vedem ce scrie. Ia. Parvoviroza? Da, asta am. Bă, prostule, boala asta o doar câini. N-are, mă, nimic. Zilul dirică că am luat boala de la Nero. Hai, te-am pupat pe portofel, am plecat. Bă! O, Tănase, de când vreau să dau cu ochii de tine? Oh, domn profesor, prost moment v-ați găsit. N-ai mai dat de mult pe la orele de sport. Am avut și niște probleme de sănătate și... Hai, lasă vrăjeala. Prin școală se aude că îi face trafic de scutiri. Chiar vreau să încă tine discuția asta. Domn profesor, cum să vă zic eu... Zi, poți să-mi faci și miros de niște scutiri de la muncă? Poate scorcă. Oh!
dă-mi gura că mă aud vecinii, zice că suntem rude, că sărac de-asta de la țară. Da, mă, vărule, deci aici o să stai tu, ai canapea frumos, îmi pare rău că n-am niște paie și niște balegă, să spun așa, să te simți și tu ca acasă, dar na, te acomodezi. A, mai am aer condiționat. Cum dracu să-ți explic eu? Aerul condiționat e un fel de vânt de la rece, de aveți voi la țară după ploaie, m-ai înțeles? Nu, nu, am acasă și eu. Ai acasă, da. Mă, când îți face vaca vânt cu coada, ăla nu e aer condiționat, m-ai înțeles? Ce să-ți mai arăt eu, mă, vărule? Deci, da, mă, vărule, și ce să-ți mai arăt eu? Da, asta este baia, asta este toaleta, toaletă, cum să spun eu. E un fel de WC de la, dar aveți voi în curte la țară, de alergați până în fundul grădinii ca să vă căcați. Da, e mai complicat, noi avem aici căldură, avem tot ce trebuie, nu ne îngheață intestinele noi. Ăsta este tronul. Tron pentru că, într-adevăr, la oraș te caci ca un rege. Ce să-ți mai... E foarte important, vărule, că trebuie să tragi apa la noi. Pentru că, cum să-ți explic eu, la noi rahatul nu rămâne aici, în apartament. El se duce pe o scurgere, pe o canalizare, pe o dracu să-l ia, nu stau să-ți explic. Acum te obișnuiești ușor, ușor. Ce să-ți mai arăt, vărule? Avem și ghiuveta. Ghiuveta este un fel de fântână, cum aveți voi, numai că ai apă când vrei tu și nu vii cu găleata să iei. Adică, ridici de ăsta, ai apă. Apei și înapoi, nu mai ai apă. Un fel de rupe care îl controlez eu, că așa este la oraș, dar te obișnuiești tu. Hai să-ți mai arăt ce mai am pe aici. Da, mă, vărule, și acum îți voi arăta eu o minune tehnologică pe care n-ai văzut-o tu de când te-a adus Barza, că așa e la voi la țară, cu Barza, pe voi vă aduce Barza. Curentul electric. Deci cum să-ți explic eu, mă, vărule? Deci la noi la oraș poți să faci zi sau noapte când vrei tu. Uite, dacă apeși pe butonul ăsta, s-a făcut noapte. Apeși din nou, s-a făcut ziua. Adică te joci cu soarele. Înțelegi ce vreau să zic? Foarte important să nu lași soarele aprins prea mult, că se arde. Adică, băi, cum am glumit cu tine, cum soarele. Ce să-ți mai arăt, mă, vărule, pe aici, pe la mine? E, vărule, ai aici frigiderul. Frigiderul este un fel de beci, unde ții mâncarea la rece, dar fără șobolani. Cum aveți voi la voi la țară acolo. Ce să-ți mai arăt, mă, vărule, pe aici, prin casă? Ce să mănânce pe șobolani, că e gol. Bă, vărule, văd că ai de toate aici în gospodărie și mă bucur tare. Dar am o întrebare pentru tine. Loc de muncă ai? Loc de muncă? Ah, job, mă! Am uitat, mă, că voi la țară așa îi ziceți, loc de muncă. Bă, nu am acum, dar dacă vreau fac rost imediat, dau un telefon și imediat găsesc. Ah, dar uite ce mai am eu la țară și n-ai tu la oraș. Nu știu cum îi zici tu la ăștia la oraș, dar eu am ăștia, le zice bani. Și noi îi folosim ca să hrănim șobolanii aia din beci, știi? Și cred că ți-ar trebui și ție să le dai de mâncare la șobolanii aia din stomac. Auzi cum chiței de foame? Ia auzi? Ha? Ia, mă anunț când ai niște din ăștia să pape și beți. Păi stai, mă, dar tu ce crezi că te țin aici degeaba, nu plătești și tu chirie? Vorbe, chiria este un fel de... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC ASMR GDPR. Singura emisiune de pe internet în care alfabetul este spus în ordine aleatorie. Invitatul meu de astăzi este mult mai inteligent ca mine, mult mai bogat ca mine, dar mult mai lent ca mine, pentru că este o generație mai veche de robot. Am plăcerea cu domnul președinte Klaus Iohannis. Bună seara, domnule președinte! Ce s-a întâmplat cu el? E generație mai veche, nu merge pe baterii, trebuie băgat în priză, am uitat, scuze. Te rog. Ce frumos e, parcă doarme. De ce? De ce cu PSD? De ce cu PSD? Erau atâta partide. Domnule președinte? Mă iertați. Am avut un coșmar digital că ne-am aleat cu PSD-ul. Din păcate, este cât se poate de real. Domnule președinte, v-am ales pe dumneavoastră ca invitat pentru că oamenii trebuie să -și... Acum ce mai are? Își face update. Păi nu putea să și-l facă și el de seară? N-are funcția de remind me later.
Gata. Spuneți acum. Voiam să vă întreb, ca de la robot la robot, la ce vârstă v-ați dat seama prima dată că inteligența dumneavoastră este artificială? În perioada în care eram sugar. Sugeam într-o zi cât sugeau alții într-un an. Sau invers. Tot atunci mi-am dat seama că locul meu este în politică. Sunt foarte curios, ca și privitorii noștri, cum arăta androidul Iohannis în copilărie. M-am adaptat foarte ușor la umanoizi. Vedeți dumneavoastră, la noi în Ardeal, lucrurile decurg mai lent. Noi ne mișcăm de parcă am avea periodic probleme la soft. Deci nimeni nu s-a prins că sunt cyborg. Wow, cyborg. N-am mai auzit termenul ăsta din perioada în care mă uitam la Terminatorul. A fost idolul copilăriei mele. Tot de aici și pasiunea pentru mușchi. Vrei să-ți arăt brandul? Nu mulțumesc, am mâncat. Eu am descoperit târziu că dispun de inteligența artificială abia după ce am plecat de la ProTV. A existat oare vreun moment în viața dumneavoastră când v-ați dori să fiți om? Da, atunci când fac dragoste. Mi-aș dori să simt și emoție, nu doar o simplă reconfigurare. Știu ce spuneți, vă înțeleg perfect și mie mi se întâmplă des. Oamenii care ne urmăresc nu știu că pentru noi orice realizare este de fapt un achievement care ne ajută să creștem în level. Dar noi de fapt nu ne implicăm deloc afectiv în asta. În sfârșit cineva care mă înțelege. George, vrei să fii androidul meu? Nu mulțumesc, sunt deja într-o relație serioasă cu iOS. Mi-a venit o glumă. Știi care e asemănarea dintre Microsoft și un proctolog? Nu. Amândouă operează în DOS. Excelentă glumă, domnule președinte. Sunteți un om cu atât de mult umor. Uneori mă întreb de unde le scoateți. Sunt sigur că le aveți stocate undeva în cloud. Zi-mi și tu un banc. Când vine vorba de umor, îmi place de regulă să las tehnologia să-și facă treaba. Așa că... Hey Siri! Aha? Please tell me some jokes. A man walks into a cafe carrying a large chunk of concrete and says, "Give me a coffee and one for the road." N-a fost la fel de bun ca al meu. Se întâmplă uneori ca și internetul să mai dea erori. Spuneți-mi, vă rog, când v-ați dat seama că un cyborg de calibru dumneavoastră poate conduce o țară care, hai să-i spunem, nu e foarte deschisă spre zona asta de tehnologizare? Când l-am văzut pe Ciorbea la televizor, se vedea pe el că are niște defecte din fabrică, dar poporul l-a îndrăgit. Atunci mi-am zis, cu toate că eu procesez mai greu informația, dar măcar arăt mai bine decât el. Pentru un robot e mai important aspectul decât cunoștințele? Dumneavoastră, de ce credeți că l-au luat pe Arnold să joace în Terminator? Pentru inteligență? Ultima întrebare, domnule președinte, sunt sigur că și-o pun și cei de acasă. E inteligența artificială viitorul? Asta... poate să vă spună numai o vrăjitoare care citește în cărți. Wow, credeți în așa ceva? Am și eu bagurile mele. Domnule președinte, vă mulțumesc din suflet pentru prezență. A fost o plăcere să cunosc și o altă interfață a cyborgului Iohannis. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Până data viitoare, să vă fie numai bine. Mi-a mai venit o glumă. Vă rog. Știi care-i diferența între un cyborg și un ungur din Ardeal? Nu. Cyborgul are mai multă autonomie. O să te rog să-l scoatem din priză, cred că s-a încins. La revedere, domnule președinte. Mulțumesc.
Păi știi ce mă gândeam? Facem și noi un club weekendul ăsta? Da! Bem niște shoturi, niște whisky, agățăm niște gagici mișto, cum făceam. Bă, eu nu merg. Păi și Panorama, de ce nu te bagi? Nu merg, mă, nu-mi place mie în club, ci să stau în bubuial aia, să stau lipit de toți transpirații, n-am loc să respir, nu, nu-mi place. Să beau alcool de la îndoit cu apă, nu merg, nu. Da, așa e, și ai dreptate, bunicule, nici nu primesc cupoane de pensie acolo, adică... Păi de ce te comporți, bă, ca un boșoroc mereu Gandalf cel sur? Păi eu chiar sunt mai bătrân, să știi. Eu mi-am trăit perioada cu cluburile, ați înțeles? Eu s-a dus perioada aia, nu mai. A, nu vreți mai bine să facem noi un grătar la mine? A? Mâncăm un mititel, bem o berică, aia ce mișto se. Da, 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 ascultăm Nicu Paleru, nu vrei să mergem să jucăm o tablă la clubul pensionarilor? Dacă vrei să știi, chiar am table. A, și șah, dacă știi, să facem, pa, frumos. Da, băi, plus că economisești, că nu ți-a intrat pensia și e ok, adică e mult mai mișto. Da, bravo. Cum să vă zic eu vouă? Eu mi-am trăit perioada cu cluburile astea, băi copii. Serios, am fost cândva, am stat și eu pe mese, sub mese, peste tot, nu mai, mi-aduc aminte, hă, hă. Mi-aduc aminte că ieșeam joi, vineri, sâmbătă, duminică, joi, vineri, sâmbătă, duminică, nu era weekend. Să nu ieși. Chiar la un moment dat, aoleu, mi-aduc aminte, era cu mâna, am vrut să-i dau un... Bunicule, hai mai bine păstrează poveștile astea pentru nepoți. Doar eu se bucure că le ascultă sau... Da, mă rog. Ai ce trebuie de la da, asta? Hai, bă, stați mă să vă zic pe asta cu șatul că e bună. Tinerii din ziua de azi mai au pic de respect. Hai, fată, dă-i drumul. Unde? La controller, da. Am crezut că mă dai afară, proastă. Oh, doamne, dacă... Doamne, nebune ești, nebună rău. Poți să apeși tu, că eu doar ce mi-am făcut unghiile și n-aș vrea să mi se strice, te rog. Apeși? Hai, bine, bine, nemernico. Mulțu, ai iubit, ai iubit, ai iubit, ai iubit. Doamne, nebună ești, da. Da. Păi, fată, doi. Stai, fată, să vedem și noi cum intră fotbaliștii, să ne mai uităm la ei, să vedem pe cine am pautat un pic. Ia uite-i, scumpii. Dar de ce se îmbrăcați la fel toți? Păi tu, ca să se recunoască între ei, nu? Aaa, exact cum facem noi în Uba. Ce proastă ești. E pițica. Da. Hai, hai că începe să ne facem comode. Da. Suntem profesioniste, tot. Uite, ăsta e urât. Ăsta e drăguțel, ăsta e chiar drăguțel. Fata, cum schie drăguțel, trebuie ce clai are în cap? Păi ăsta îți face praf placa într-o săptămână maxim. Da, așa. Uite, ăla cu 7 e bun, e bun rău, mamă. Dacă l-ai băga o săptămână în cantonament. Dar ce numai o săptămână? Uite, și negru ăsta e. Pa, păi cum să fie ok negru pe ăsta dacă intră în tine, te accidentează total. Aaaa, nebună ești, ești bună! Fată, de ce intră așa? Uite, uite ce ai făcut-o ăla, l-ai accidentat, săracu! Scuze! Uite, uite, uite că se bat, se bat! Se bat pentru noi ăștia! Fetele-i! Da, s-au împins! Da, stai că trebuie să-l schimb pe ăsta acum! Păi, uite, bagă-l pe ăla cu 88. Fata, tu vezi ce urât e? Cum să-l bag pe ăla? Bag unul frumos, nu-l bag pe ăla. Uite-l bag pe ăsta. Are și 88 de ăla. Păi și ce dacă, uite, ăsta e mai frumos, are și 24 de ani, ne potrivim, nu? Bine, bine, bagă-l pe ăla ce ai zis. Da. Bă, nebună, că eu ți-am dat gol ție, ștâmpită! Doamne! Nu sta proastă! Uite ce mi-ai făcut! De ce mă enervează ăștia mei? Sunt frumoși, dar sunt proști! Că i-am luat pe ăștia proști, ca toți bărbații! Hai mă, poate nu mai zice de astea, că mă tristez și eu acum! Uite, uite, dacă vrei te las să îmi dai gol! Te las să-mi dai gol! Bine! Gol! Gol! Fata, fata, îți mulțumesc că m-ai lăsat să dau gol, ești o prietenă adevărată. Fata, și tu ai fi făcut la fel, iubita mea. Mamă. Tot pentru tine. Te iubesc, proastă. Eu te iubesc mai mult, împită. Oh, da. Hai, dă-l dracu de FIFA, hai, dă-l.
Bună ziua! Sărbuna! Vine popa cu băbătează! Unde? Hăscu, Doamne ajută! Hăscu la mulți ani! Hăscu, Bobotează lui Hristos, Gionuțule! Hăți! Dorian, popa? Hăți, Gionule! Ce cauți aici? Hăți, am venit să țin o daily slujbă în amintirea influencerului meu preferat, Iisus Hristos, pentru că, da, el de 2000 de ani este cel mai urmărit om de pe planetă, are cei mai mulți followers. Hăți! Hăscu, Doamne ajută! Ok, bun, intrați! Ciocănim către Căsulești, după care revenim cu daily slujbă. Hăți! Hăscu Bobotează, Hăscu Bobotează, Hăscu Bobo, Hăscu Bobo, Hăscu Bobotează. Hăți, 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 hăți în toată casa, Gionule. Hăți, Gionule, de ce n-ai ușa albă la casă? Tu nu știi că porțile raiului sunt albe? Hăți. N-am știut, părinte, iartă-mă. Hăți, tu ești din ăla sărac, Gionuțule, văd că n-ai nicio firmă pe haine. Da, nu prea am bani să-mi cumpăr haine de firmă, îmi pare rău. Hăs, Gionuțule, să ținem o daily slujbă de dezlegare a mărciurilor. Din Jordan, botezându-te tu, Doamne, hăs, ajută-l pe sărac să aibă firme pe haine. De pe internet să-și facă garderoba, hăs, să-și cumpere produse de la Dorian Popa, hăs. Să rămână mult, părinte, să rămână mult. Tot. Ia pup aici la cheluțul, Gionuțule, să spoarte noroc la mărciuri, să prinzi coduri și reduceri. Hai, intrați în sufragerie, vă rog, intrați să vă servesc cu ceva. Hăți, Gionuțule, ciocănim către sufragerești, după care revenim cu daily slujbă. Hăți, 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 hăți. Doamne, ați prins un pic pe nepregătite, nu știu ce să vă dau. Dă subscribe, Dorian Popa, prinde clopoțelul pentru a-ți așterne clasicul zâmbet în colțul guriței, follow pe Instagram, Corile Vei, eu sunt Dorian, like pe cel mai obosit domn Facebook și nu uita, cumpără mărciuri cu cheluțul coțăitorul de oameni. Hăți. Hai că vă dau acum. Hăți, Gionule, ai YouTube-ul sfințit? Nu, că, dar nu prea intru pe YouTube, că oricum mă enervează că e plin de reclame și... Hăi, Gionule, să ținem o daily slujba de dezlegare a reclamelor! Pe YouTube, la subscriberii mei, Doamne, hăți, fă ca să le apară mai puține reclame! Instagram-ul ai bulină pe el? Nu, și pe Instagram să își ia bulină, hăți, să facă și ei bani ca să își schimbe mașina. Să rămână, părinte, să rămână mult. Doamne ajută, stau de Dumnezeu. Să crești mare, Gionuțule. Eu acum trebuie să plec, te las cu Cori, pentru că la ea este opțiunea de cash out. Eu mă fac că n-am văzut, tu îi dai banii și hăți cu bună dimineața. Mă duc, am lăsat canamul pe avarii, Gionuțule. Hăți! Ce să plătesc? Păi da, părintele Dorian nu vine degeaba. Ai așa, dat cu hâs prin casă la 50 de euro, plus daily slujbă personalizată 150 de euro. Și ai 25% reducere dacă folosești codul HÂȚ. Plătești chest sau card. Poți să plătesc în natură? Părintele Dorian acceptă înțelegerea asta doar cu persoanele care au peste 1 milion de followers. La ce trebuie atâția bani, că și-a construit dita mai casa? Are și el nevoie perioada asta să-și pună marmură în beci. Părinte! Părinte! O secundă! Părinte! Părinte, părinte Dorian, pentru spovedanie ce ar trebui să fac? Hăi, Gionule, dă subscribe, Dorian Popa, prinde clopoțelul pentru a-ți așterne clasicul zâmbet în colțul guriței, follow pe Instagram, Corile Vei, eu sunt Dorian, like pe cel mai obosit domn Facebook și înscrie-te la Meet & Greet Dorian Popa, poate ai noroc și o să te alegem, Gionule! Hăi! Păi ce să zic, mă bucur că te-am întâlnit și sper să vii și la anul. Nu știu. Sper să...
Hăzi, Johnule, stai liniștit, vin și de Paște când Jesus o să moară, o să înțepenească. Hăzi, Johnuțule. Hăzi cu bobotea asta. Hăzi cu bobotea asta. Hăzi cu bobotea asta. Ia-ți-a, fete! Lor! Ia-ți-a! Ce? A, cămașa e un pic, e un pic șifonată, că am pus centura peste și cred că de asta. Să ai o primăvară frumoasă! Și un 1 martie fericit! Și să primești tot ce-ți dorești! A, mărțișor, da! Am adus să primești tot ce-ți dorești, am înțeles, da! Irina, tu primești un trifoi cu 4 foi, să-ți poarte noroc, să nu-l bagi în ciorbă, că nu fierbe, da? Mihaela, tu primești un ghiocel, poziția ta de fiecare dată când te ceartă șeful. Ioana, tu primești un coșar, îți mai despundă și ție cineva coșul. Și tu, Alina, o potcoavă, că ești mai înaltă, poate te potcovește cineva și pe tine. Promesc, promesc, promesc. Cum merge? Neața, neața! Neața! Ce? Cam așa? E boțită de la centură, că am purtat centura. Să ai o primăvară frumoasă! Și 1 martie fericit! Și să primești tot ce-ți dorești! Da, mulțumesc și voi, să aveți o primăvară frumoasă! Ca mărțișoarele astea pe care vi le-am cumpărat! Dar văd că deja ați primit! Miroseam eu un pic ca ieftin aici în birou și nu știam de la ce. A? Ață alb cu roșu? Mai poartă cineva așa ceva? Doamne ferește! Oh, v-am luat ceva frumos! Irina, ție ți-am luat un elefant, că poate așa te mai bucuri și tu de o trompă. Așa, Mihaela, ție ți-am luat o bufniță, că am auzit că ești pasăre de noapte. Ioana, ție ți-am luat o pisicuță, poate așa înveți și tu să ridici coada. Și Alina, ție ți-am luat o ciupercuță, nici o semnificație, aveau doar 4 modele. Cu mare drag. Să le purta. Să știți că sunt foarte scumpe. Sunt aduse tocmai din Asia, din îndepărtata China. Ce faci, mă, strici piața? Ce piață, mă, ce ai? Sunt niște mărțișoare. Care, apropo, vezi că sunt noi. Tu crezi că nu le-am recunoscut pe alele tale? Hm? Ți-au rămas în plus 4 anul trecut și le-ai adus? Vezi că și ele s-au prins. Ce dacă ai schimbat tu glumele? S-au prins că sunt aceleași mărțișoare. Și ce dacă sunt aceleași? Măcar s-au bucurat de ele. Până ai venit tu cu broșele alea de 50 de lei ale tale. Oricum ai dat banii degeaba, că mâine le aruncă în primul sertar. Da, mă, da, amintirea rămâne acolo unde a fost prins mărțișorul. Adică aici. Și cu cât e mai scump cadou, cu atât rămâne mai mult amintirea. Asta am știut. Mă, tu ești genul la care în liceu punea bani la cadou la profesoară și mai aducea și un buchet de trandafiri pe lângă, nu? Să o impresioneze. Exact genul ăla sunt. Boss, nu știu cum să-ți zic, dar eu la final de lună vreau să-mi iau un concediu. Și cineva trebuie să-mi facă tura. Ai înțeles? Și asta costă. Plus că fetele noastre merită tot ce e mai bun. Nu-i așa, fetelor? Da! Deci Jorge Mordar, a? Jorge Mordar. Ok. Ia și mie o cafea dacă tot mergi jos. Dar vezi să nu fie de aia de anul trecut. Îți dau bancă, poate n-ai. Fetelor, puțin atenție, vă rog. Pentru că e 1 martie, aș vrea să vă fac un cadou care să ne amintească tuturor că acest birou n-ar înflori fără voi. Pentru Ioana, Irinuca, Alina, Mihaela. O floare pentru Flori. Ah, acum am înțeles, deci tu aveai panda, de fapt erai zgârcit. Să zicem că vreau și eu să plec în concediu la final de lună. Nu te-ai pus cu cine trebuie. Atât îți spun.
Știți că aveau cafea doar la Tonomaș, eu știu că nu bei de alea ieftine. Suntem patru frați ce vor să fie adoptați. Iubim fetele tinerele, să dormim noaptea-n pat cu ele. Fetelor, nu o să vă vine să credeți ce mi s-a întâmplat. M-am dus până jos să vă cumpăr niște cadouri mai scumpe și m-au înconjurat golanii ăștia, care au început să mă amenințe că dacă nu-i aduc la voi, mă umplu cu vată. Deci, așa că trebuie să vi-i dau. Uite, ăsta este pentru tine, de 1 martie, să aveți o primăvară frumoasă. Alinuța, și pentru tine o primăvară frumoasă. Și că dacă apăsați pe ei, au ceva să vă spună. Nu știu, că n-am venit repede la voi. Te admir ca pe o pictură. Vrei ca să ne dăm o tură? Să știi că mi-ajung bateriile ca să-ți fac față. Dacă tot te pricep la Excel, îmi faci și mie loc în căsuța ta. Cunoști vreun paznic la zoo? Că ai trezit animalul din mine. Și șah, mat. Mai joci sau strângem piesele? Martică, renunță regele, da? Fetelor, m-a sunat un prieten care are un magazin de cosmetice și care are 50% reducere la toate produsele pentru 4 persoane. Limitat. Vă băgați? Da, normal! A, ia uite, și pe mine m-a sunat un prieten care are un magazin de bijuterii și că e ofertă 80% reducere pentru primele 4 persoane. Cine vrea? Da, reducere! Wow! Opa, opa, stai, că-mi vine mesaj acum. Oh, de la agenție de turism, ci că mergeți toate patru în vacanță în Grecia la vară? Și am uitat să vă spun că fiecare va primi câte o mașină ca să aveți o primăvară frumoasă. Cu cauciucurile schimbate. Vilă de lux în Pipera pentru fiecare dintre voi cu piscină? Prieten agent imobiliar. Alo! Ce-i cu gălăgea asta? Șeful, stai o primăvară frumoasă! Și nu te-i martie fericit! Și să primești tot ce-ți dorești! Mulțumesc! La fel și vouă! Ce? E boiste cam așa? La centură! Șeful, e 1 martie, știți? Mărțișoare! Așa și? Păi eu sunt în Moldova. La noi în Moldova bărbați primesc mărțișoare de 1. La asta nu m-am gândit. Hai că-ți fac eu tura luna asta și mi-o faci tu luna viitoare. 70 de lei, frate. 70 de lei. Târzi băgaței picioarele să spaci. Aoleu, la fix ai apărut și tu. Unde naiba ai apărut? Bună ziua! Bună ziua! Ce v-am zis? Agent Mihnea Rădescu de la Poliția Rutieră, actele dumneavoastră. Da, sigur. Deci am aici buletin, permis, talon și asigurare. Poftiți. Stai o leacă, domnule, că mă încurci. Dă-mi-le pe rând. Eu am rămas la permis. Dă așa să văd. Ia. Ăsta nu-mi trebuie, că e prea lung și e mult de citit. Ăsta are scrisul prea mic. Domnul Mircea din Vișeu? Da. Acolo v-ați născut? Da. V-ați născut în Vișeu? Da, în Vișeu de jos. Dar de ce n-a mai putut doamna să țină până la spital și v-a scăpat în Vișeu? Credeam că în Vișeu de curte. Da, de ce m-ați oprit? Mă plictiseam la muncă și hai să mai vorbesc cu cineva. Ăștia pe stație nu răspunde niciunul. Unde vă duceți? La muncă. Și mă cam grăbesc, dacă
Mai muncește lumea? Da. Pentru ce naiba alergăm noi așa, în stânga și în dreapta? Pentru bani? Hârtii. Tot ce mai important lucru în viață, să comunici cu cineva, să mănânci un șpriț, să... Domnul Rădescu, da, eu aș sta cu dumneavoastră să caut sensul vieții, doar că trebuie să ajung la muncă, mă dă afară șeful. Și dacă mă dă afară, o să caut sensul vieții acasă, în șomaj. Am doi copii, nevastă, câine, pisică, îl cauți cam greu în șomaj sensul vieții. Așa că aveți vreun motiv pentru care m-ați oprit? Da. Control de urină, de rutină. Ați consumat băuturi alcoolice? Consum, e 8 dimineața, n-am consumat nimic. Nimic, nimic? Nimic, nimic! Să te faci tu așa că n-ai băut nimic. Da, să mă fac așa, da, că n-am băut nimic. Ia suflă. Păi cum să suflă așa spre dumneavoastră? Suflă, suflă, că eu îmi dau seama imediat dacă ai băut. Am luat de câine lup. Suflă. Ai băut ceva mentolat? Da, gumă, am amestecat gumă. De ce? Ca să ascunzi băutura. Ia mai suflă o dată. Iar? Da. No, deci nu, miroși de la o poștă. N-am eu poștă aici aproape să-ți arăt, că te duceam acolo să vezi că de acolo miroși. N-am băut, domnule, nimic, a doi tirotestul ăla să vezi. Nu mă face că-l aduc, eu nu știu multe. Adul! Bine. Ia suflă acum. Suflă, 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 suflă. Top! A bipăit. Domnul ce? Conducător auto, nu mai ajungeți azi la muncă. 0000. Exact. Ce dracu are, mă, s-a stricat ăsta ieri? Ia suflu, Ionel. Stai, stai, stai. Băi, domnule, ce faci? Ce faci? 084. Dar ce v-a plăcut cum amestecată, domnul conducător? Hehehe. Mă pun până la 1 ca să fie rotundă? Nu-i corect deloc ce faceți. Eu n-am consumat nimic, dumneavoastră ați consumat și sunteți și în timpul serviciului. Deci sunteți în mare pericol. Sunt? N-ați băut nimic, nimic? Nu! Brav. Dacă tot n-ați băut nimic, mă duci și pe mine acasă? Vă duc, haideți. Bun, dar trecem mai întâi pe la un prieten să bem ceva. Să-i dau și hainele astea, că sale lui. Ok, unde locuiește? Nu se poate așa ceva, niciun loc. Trăiască Barosanu! Bă-cu aici, Barosanu, să-ți dea Dumnezeu sănătate! Bă-că că am un loc frumos aici pentru matale! Dă-i, Barosanu, dă-i, 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 că nu mă lovești! Dă-i! Las-o aici! Op! Gata, Barosanu! Las-o aici, Barosanu, că am eu grijă de ea, promit că nu ți-o zgârie niciun cercetător cu cheia! Ok, am înțeles ce să... Păi și vrei bani pentru asta, sau? Dacă n-ai bitcoin, bani vreau, da? Ok, hai, ia, ia 5 lei și lasă. Stai, 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 Barosanu, că bagnota asta e stricată, n-are un zero. Vezi, poate ți-a căzut prin buzunar, ia caută-te. Tu vrei 50 de lei pe un loc de parcare? Nu pentru locul de parcare, Barosanu, că ăsta e de la Dumnezeu, e de la stat. Nu, pentru că te-am dirijat, că dacă loveai mașina, plăteai la serviciu de 10 ori mai mult. Okay, ok, mai ia 10 lei și lasă-mă în pace, hai, salut. Păi stai, Barosanu, că și bagnota asta e stricată. Asta are zero, dar n-are 5 în față. Hai, lasă-mă în pace, că am treabă la bancă, hai, pa. Barosanu, trăiască, Barosanu. Te aștept aici, Barosanu. Dacă scoți de la bancă, vii și mi-aduci. Mai ai să-mi dai 35 de lei. Mulțumesc frumos, o zi bună. O zi bună. Să rămână. Bună ziua. Da, dragă, te-am văzut. Te-am văzut de când te-ai așezat pe scaun. Stai și tu puțin să-mi verific notificările.
Cu ce vă pot ajuta? Aș vrea să-mi închid contul la dumneavoastră, să-mi arunc cardul într-un lagăr de concentrare și să uit pe vecie că am fost clientul dumneavoastră. Dacă se poate. Hai, nu mă nebuni. Buletinul. Copie după buletin. Copie după copia buletinului. Ah, m-ați prins. Copie după copia buletinului. Uh-huh. Văd în baza mea de date că ați adoptat un cățel acum câteva luni? Da, da. Îl cheamă Rai și mi-oferă multe nevoi personale, ceea ce nu pot spune despre dumneavoastră. Aha. Uh-huh. Copie după certificatul de adopție aveți? Am toate copiile din lume posibile. Am copie după cheia de la casă, am copie după bonul de la supermarket, am copie după dumneavoastră, dacă vreți. Am și chiar și copiuțele din clasa 5-a. Poftiți, dacă vă ajută. Mulțumită? Aproape. Înainte să vă închidem contul, trebuie să aveți o discuție cu șeful meu. Poate vă convinge să nu renunțați la noi. Merg să îl chem. Da, puteți să-l chemați și pe patriarh, că nu plec de aici până nu scap de voi. Trăiască Barosanu! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Barosanu! Tu nu ești cerșetorul care mi-a cerut bani pe parcare? Ba da, Barosanu, aoleu, m-ai recunoscut și costumul ăsta de 5.000 de euro. Dă și mie 4,50 lei, Barosanu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, îmi dai? Pentru ce să-ți dau 4,50 lei? Comision, că stau de vorbă cu tine. Ce caută un cerșetor la bancă? Pe aici muncesc eu, Barosanu. Aia cu parcarea e part-time. Nu mai merge cerșetoria pe stradă, Barosanu, că-i lumea rea, nu mai dă bani la amărâți, abia îți mai permiți un avion privat. Dă și mie 50 de lei, Barosanu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, îmi dai? Parcă vă iei 4,50 lei. Păi a crescut comisionul, Barosanu. Și dacă mai pui multe întrebări, se face 2 milioane. Tu ești șeful băncii? Nu sunt șeful băncii, Barosanu, că s-a mărit și necăjit. Sunt directorul. Ia zi, de ce vrei să pleci de la noi? De ce vreau să plec? Păi, pentru că aveți cele mai mari comisioane din lume. Când bag cardul în bancomat, comision. Scot cardul din bancomat, comision. Un salariu pe an mi se duce doar pe comisioane. Ia dă cardul un pic să văd, că poate e din ăla stricatul. Dă un pic cardul. Da! Ăsta e din ăla de săraci. Să mă dau repede cu dezinfectat, că am auzit că sărăcia să ia e cel mai periculos virus. Să știi, Barosanu, că de fiecare dată când pun mâna pe o bagnotă de un leu, mă șterg repede cu una de 500 ca să treacă. Mi-ați luat 15 lei doar că v-ați uitat la card? Ai, Barosanu, ce-i 15 lei? E aproape un pachet de țigări. Mai bine să mor sărac decât bolnav. Băi, orice mi-ați spune, nu mă puteți convinge să mă răzgândesc. Serviciile sunt foarte proaste, aplicația nu merge de 2 săptămâni. Păi, în concediu de maternitate, o să nasc o nouă aplicație. Știi ce frumoasă e? E leită măsa. Ok, la serviciu clienți nu răspunde nimeni de o lună. Păi, matale, nu știi că la muncă nu-i bine să stai pe telefon? Plus că nu pot să scot mulți bani deodată. Trebuie să scot cu țârâita în fiecare zi. Păi dacă matale scoți bani mulți, altul scoate bani mulți, eu din ce mai dau credite la bogați? Educație financiară. Nu, plec la altă bancă. Stai, Barosanu. Dacă rămâi la noi, îți dau credit. Casă? Exact, ca să-ți iei casă. Nu, prea târziu, am depus deja actele la altă bancă. Zi bună, naștere ușoară aplicației, să aveți... Barosanu, înainte să pleci trebuie să... Să ce? Să-mi dai 35 de lei de la parcare. Hai, du-te încolo, că nici ne simți deja. Barosanu! Trăiască, Barosanu! Să te adunezi! Piei dracii de aici. Bună ziua! Să rămână! Dumneavoastră trebuie să fiți domnul... Mihai. Mihai, da. Am venit să vorbesc cu domn director pentru obținerea unor fonduri europene. Am o idee să dezvoltăm niște parcări gratuite lângă bănci, modern, vestic, astfel încât să îndepărtăm cercetătorii. Sigur, domn director vă așteaptă. Trăiască, Barosanu! Ce surpriză mi-ai făcut! Ai venit să-mi dai aia 35 de lei?